Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Biserica nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid. De veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemii sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricâte ar fi să vină în viitor. Ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica-i mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită, în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni. Trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumina din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care le-a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Amin.
Sinaxar. Astăzi, 8 februarie, biserica noastră drept măritoare face pomenirea Sfântului Măritului, Marului Mucenic Teodor Stratilat. Acest sfânt a trăit pe vremea împăratului Liciniu. Se trăgea după neam din Efhaita și locuia în Iraclea, care se află lângă Marea Neagră. El întrecea pe mulți cu podoaba sufletului, cu frumusețea trupului și cu puterea cuvintelor și toți căutau să-i câștige prietenia. Chiar și Liciniu s-a găsit multă vreme în legătură cu el, cu toate că auzise că este creștin și că defăimează pe zei. Odată Liciniu a trimis pe câțiva bărbați din Nicomidia care erau de același rang cu Teodor și le-a poruncit să aducă cu cinste înaintea lui pe mucenic. Când aceștia s-au întors și i-au spus lui Liciniu răspunsul fericitului Teodor, cum că se cădea mai degrabă ca împăratul să se ducă acolo cu cei mai mari dintre zeii lui, atunci împăratul a pornit îndată la Iraclea, iar Sfântul Teodor, pregătit de mai înainte fiind prin vedenii ce i-au fost trimise în vis de la Dumnezeu, când a auzit că Liciniu se apropie, a încălecat pe cal și i-a ieșit înainte, cinstindu-l precum se cuvine. Și Liciniu, întinzându-i mâna dreaptă și întrebându-l de sănătate, a intrat în cetate și, șezând într-un loc înalt, îndemna pe fericitul Teodor să aducă jertfă zeilor săi. Iar sfântul, cerând lui Liciniu pe zeii cei mai de seamă, ca și cum ar fi voit să-i cinstească mai întâi acasă și numai după aceasta să le aducă și jertfe de obște, împăratul dându-i voie, el a luat pe zeii cei de aur și de argint și la miezul nopții a sfărâmat și, făcându-i pe toți mici bucăți, i-a împărțit celor săraci și celor lipsiți. Și când s-a făcut ziua, Maxențiu Comentarisie a spus împăratului că a văzut capul zeiței celei mari, Artemida, în mâinile unui sărac. De aceea, din porunca lui Liciniu, sfântul a fost prins și adus înaintea lui, unde a fost supus la nenumărate chinuri și apoi a fost aruncat în temniță cu picioarele în butuci, unde a petrecut acolo nemâncat 7 zile. După aceea, iarăși a fost scos și supus la și mai grele chinuri, în timp ce era pironit pe cruce, în văzul mulțimii din care mulți luau parte la chinuirea sfântului, care răbda chinurile cu ajutorul lui Dumnezeu. Văzând aceasta, au crezut în Hristos 85 de oameni și după dânsii alți 300 de slujitori, a căror căpetenie era antipatul Chestiu, care fiind trimiși să omoare pe cei din tâi, au crezut în Hristos. Și dacă Liciniu a văzut că se face zgomot mult în cetate, a poruncit să se taie capul sfântului. Dar mulțime multă de creștini s-au ridicat să-i oprească și abia potolindu-i sfântul și făcând rugăciuni către Hristos, i-au tăiat capul, săvârșindu-și astfel calea muceniciei sale. Iar sfintele lui moaște au fost mutate din Iraclea la Efhaita și puse în locașul părinților săi, precum a poruncit mucenicul lui Avgar, tahigraful său, să facă. Acesta, fiind de față la mucenicia lui, a scris mai pe larg toată istoria muceniciei sale, întrebările pe care le-a primit și răspunsurile pe care le-a dat, și a mai descris și vremea și chipurile chinurilor sale de multe feluri, precum și ajutorul pe care l-a primit de la Dumnezeu. Tot într-o această zi, pomenirea sfântului proroc Zaharia. Numele Zaharia se tălcuiește pomenirea lui Dumnezeu. El era din neamul lui Israel, din seminția lui Levi și s-a născut în Galaad. A venit apoi în Ierusalim din țara Caldeilor, bătrân foarte, și aflându-se acolo, a prorocit multă vreme poporului și a dat multe semne pentru dovedirea celor grăite de el. A spus lui Iosedec că va naște fecior și se va face preot al Domnului în Ierusalim. A binecuvântat pe Salatiil pentru fiul său, zicându-i, tu vei naște fiu și vei pune numele lui Zorobabel. Și în vremea lui Cirus, împăratul Persilor, a dat semn despre Cresus, împăratul Lidiei. Și a mai înfățișat cele cu privire la prădarea Ierusalimului, la sfârșitul lui Israel, la începutul și sfârșitul limbilor și la dărâmarea templului și cu privire la încetarea prorociilor, a preoților și a sâmbetelor și cu privire la judecata a doua. Și prorocind și alte multe, a răposat în bătrâneți bune și a fost îngropat aproape de mormântul prorocului Ageu.
Tot într-o această zi, pomenirea sfinților mucenici Nichifor și Ștefan, care prin sabie s-au săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea sfintelor surori, Marta și Maria și a cuviosului Licarion, mucenicul, care de sabie s-au săvârșit. Sfintele Marta și Maria, fiind surori, viețuiau în singurătate păzindu-și fecioria. Trecând pe acolo pe unde petreceau ele ighemonul locului, ele, scoțând capul pe fereastră, au strigat că sunt creștine. Și ighemonul, înduioșându-se de moartea lor, cea în floarea vârstei, ele au grăit împotrivă, arătând că moartea cea pentru Hristos nu este moarte, ci viață fără de sfârșit. Tot asemenea și Licarion, care era un copil ce trăia la ulaltă cu ele, spunând că este creștin, din porunca ighemonului a fost răstignit împreună cu ele pe cruce și fiind împunși cu sabia de călăi, și-au dat sfintelelor suflete în mâinile lui Dumnezeu. Tot într-o această zi, pomenirea sfinților mucenici Filadelf și Policarp, tot într-o această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Macarie, episcopul Pafosului, și pomenirea cuviosului Perghet. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cele 10 porunci, Decalogul 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini în lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.